Radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Și astăzi la Dublu sau Nimic câștigi experiență, poate și bani, dar în mod sigur un curcan românesc de calitate cu dublă greutate de la Peneș Curcanul. Poate câștigi și premiul cel mare, cine știe. Avem un curcan de 15 kg pe care îl oferim cu drag și în această dimineață. Cine știe, poate îl ia prietenul nostru Petre din Târgoviște. Bună dimineața! Salut, Petre! Domnul Petre din Târgoviște. Petre! 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 Alo, da? Ei, da, așa, Petre! Felicitări, ai câștigat un curcan! Am să te rog să vorbești puțin mai tare, Petre, ca să ne auzim. Da? Da. Vă salut cu toată stima. Sunteți niște băieți de nota 10. Mulțumim frumos. Ce cauți la Târgoviște, da, Petre? Băi, în Târgoviște locuiesc, acum caut prin București. Ah, bun. Am înțeles. Aole, ești în trafic? Ți-a fost frică? Nu, sunt loco, nu sunt parcat acum. Eram. Dar ești singur. Ai plătit plenar parcarea? Nu, pe e gratis, ești ca numai din astea gratuite. Vezi? Zi, Petre, ce vânt te aduce la București? Probleme personale, probleme bune, nu complicate. Am înțeles. Ah. De viață, familie, copii, nepoți. Foarte bine. Dacă-s de bine, da, foarte bine. Da, da, așa vă urez să aveți și domnile voastre. Doamne ajută. Numai de bine. Dar tu de fel cu ce te ocupi? Acum sunt pensionat, nu mă mai ocup. Mă ocup cu timpul liber și cu problemele mele pe care le am. A, bravo, tot timpul liber. Activități zilnice desfășor, chiar zilnic. Dar bine, domnule, când erai activ, da, cu ce te ocupai? Când eram activ, eram polițist. Să trăiți? Polițist. Să trăiți? Nu e cazul. La... Puteți să ne salutăm cu bună ziua, și multă sănătate. Hai că ne înțelegem noi. Da. Facem cumva. Da. Bine, Petre. Astăzi avem 800 de euro pentru tine. Curcanul l-ai câștigat deja. Mulțumesc. Și putem să facem glume cu curcani? Că... Dacă sunt așa mai ușor, da, dar prefer să nu fac. Petre, ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare din întrebările noastre. De data asta noi punem întrebările. Da. Așa, tu trebuie să vii cu răspunsurile corecte, sper eu. Poți câștiga câți bani vrei tu, practic. După fiecare răspuns corect, te decizi dacă mergi mai departe sau te oprești. Te oprești, ai banii de până atunci, mergi mai departe, poate greșești și banii rămân la noi. Adevărat, da. Da? Bine. Adevărat, da. Mulțumesc mult de tot. Luca, ești pregătit? Da. Perfect, hai să începem atunci. 100 de euro. Petre, te concentrezi că e simplu, da? Ca de fiecare dată, de altfel. Da. Spune-ne ce trupă celebră interpretează piesa The Show Must Go On? Queen. Stai că avem... Ești de-al meu. Bravo. Ai câștigat un fan, Petre. Bravo. Un susținător. Petrică, mă bucur. Petrică de pe Europa FM. S-a ridicat Vlad în capul oaselor. Ia, gata, că a auzit de Queen. Bravo. Am văzut ACDC la București, direct. Am fost împreună. Probabil, la mulțimea care a fost acolo. Ne-am dat împreună cu capul de trotuar. Mă rog, voi știți mai bine. Până una alta. Ai 100 de euro. Mulțumesc. Acum trebuie să ne spui ce faci, mergi mai departe, te oprești. Continuăm, mergem mai departe. Ce să facem? Adică vă rog, 100 de euro. Da. Nu, niciun ban nu e prea puțin. Da, orice corect ban contează, dar mergem mai departe în spiritul concursului. Indiferent. Bravo, Petre. Cât de jos cade euro, te apreci să-l iei. Corect. Așa e. 200 de euro. Și ca pensionar, el înțelege. Păi, de când ești la pensie? De 2-3 ani cât ai? Ai 45-50 de ani acum, dacă ai fost și la ACDC? Ești de-al meu, zi. Nu, am peste 60 de ani. Aha. Nu, eu am ieșit la limită de vârstă. Ai avut ghinion. Da. 57 de ani, așa erau vremurile. Da. Și legea permitea pensionarea în felul acela. Da, ai văzut acum. Dar obligatorie, nu la cerere, obligatorie. Am înțeles. Bine. Aștept 57 de... În fine, Petre,
Hai că și asta e simplă rău. Pentru 200 de euro. Da. Să ne spui în ce mare se varsă Nilul. În Marea Mediterană. Petre, Petre. Nu Marea Roșie? Nu Marea Roșie, nu are legătură. Ce e fă? Paralel cu Marea Roșie. Știi, ce polițiști se făceau. Da, domnule, ce polițiști se făceau pe vremuri. Bravo, Petre! Felicitări! Da, da, mulțumesc! Am învățat clasele primare înainte de 1970. Deci, dacă sunt născut în 57, vă dați seama că am trecut prin... niște furci caudine destul de bune care ne-au format așa cum trebuie. Cred că ne iei banii. Asta e și da. Nu știu. Cam asta e situația. Nu știu. Da. Vreți să vă mai iau? Prea multă școală. Nu. La cum văd eu întrebările pregătite pentru astăzi, eu zic că ne iei toți banii, nu da, banii. Da, și eu zic la fel. Nu. Da. Serios. Vreau să vă spun că școala nu face rău nimănui, întotdeauna face foarte mult bine. Categoric. Școala. Educația, pregătirea înseamnă foarte mult pentru om. N-ai zice la ce spaimă de școală e pe aici, pe acolo, prin țara asta? Nu mai vorbim, în ziua de azi, nu știu. Bine. Mă depășește, da. Hai să nu ne spunem, Petre, tu zine dacă dublezi bani. Adică ai 200 de euro în momentul ăsta și trebuie să decizi dacă mergi la întrebarea de 400 în spiritul jocului, așa cum spuneai mai devreme. Da. Continuăm. Bravo. Continuăm, bravo. Bravo, Petre. Așa. Foarte bun. Ăsta 400 de euro. Asta e o întrebare de nivel înalt. O întrebare care a făcut epocă. Da, este da. Tare de tot. Petre. Da. Spune-ne, te rugăm, formula. Cum se calculează aria cercului? Pi r pătrat. Asta, când trec oamenii prin școală, e complicat să... Stai mă, că nu știu dacă e bine. Eu cred că el n-a dat meditații la matematică și de aia nu știe. Da, nu cred că e bine. Ai greșit, să cum se calculează aria cercului, dacă ne puteți spune? Pi r pătrat. Raza la pătrat. Da. E pi or raza la pătrat. Pi or raza la pătrat. Da, pi r pătrat. Lasă-mă cu meditațiile, că acolo e chichirezul. Am mai vorbit despre asta, o să vorbim later. Petre nu ne aude cum trebuie, nu știe. Petre, da. Noi între timp am ascultat-o să ne confirme răspunsul pe doamna Dăncilă, fostul prim-ministru. Da, ne-a găsit și noi pe cine să întrebăm. Care a... da, parțial. A dat raza la pătrat și a spus că i-a dat meditații la matematică și de aceea știa. Pier pătrat e răspunsul corect, felicitări, da. Petre! Ai 400 de euro, Petrica. Felicitările noastre și un curcan, da. Ai și respectul ascultătorilor. Ai 400 de euro cu bătaie spre 800. Da, mai ai 400 în așteptare. Acum trebuie să Am te gândești înțeles. Ce faci cu ei. Nu, vreau să vă mulțumesc pentru amabilitate, nu mă opresc. Trebuie să avem și o anumită limită și să ne mulțumim la un moment dat și cu ce avem. Să nu dăm cu piciorul la ce avem, pentru că nu e ceva, nu e puțin, e o sumă bună. Și cu toate oricum, astea, hai să mergi. Eu mă bucur din suflet că am intrat în direct cu dumneavoastră. Chiar îmi doream lucrul acesta, am încercat de mai multe ori și surpriza a venit chiar astăzi când am ajuns în București. Și noi ne-ai făcut o surpriză foarte plăcută, Petre, și recomandarea sinceră este să mergi la 800. Haideți, domnul comisar, s-au avut frică acum? Acum nu mai acum decizia... Sunt colonel, nu în rezervă. Să trăiți, domnul colonel. Nu. Sergent Tere Petreanu, permite să raportez, recomandăm avans. Să vă dea Dumnezeu sănătate, dar nu cred că ați terminat sergent. Dacă ați făcut studiu, ați făcut sigur studiu de superioare și ați terminat grad de ofițer. I-au mai dat grade, dar nu le-a luat el. Le-a lăsat acolo. Eu am făcut, am făcut înainte de Revoluție și m-a prins Revoluția înainte să facă concentrarea aia, să te pună sub locotenent. Da. Eu făceam și eu glume, l-am prins o dată pe ministrul apărării într-un studio și am zis, domnule, nu m-ați mai făcut, nu știu ce chestii, eu credeam că-s deștept. Și ministrul Tinca era,
Zice, domnul Petrean, dacă vreți, da, vă organizăm acum o concentrare. Lăsați că prefer să rămân sergent, mulțumesc. Dar nu s-au mai făcut colonei între timp? S-au mai, am auzit că s-au mai făcut colonei, da. No. S-au mai făcut. A rămas sergentere, transmisionist. S-au făcut la un moment dat la kilogram, adică nu mai asta zic. Unii s-au făcut și la ochi frumoși, să știți. Da, Vlad n-a prins promoția aia. Da, inclusiv general, nu numai colonei. Da, domnul colonel, mă iertați că eu n-am făcut armata. Dar vă recomand sincer, mergeți pe mâna mea la 800 de euro. Nu, că am mai auzit propuneri de genul acesta. Nu și de la mine. Nu de la dumneavoastră, dar nu știu, emoția sau ce s-a întâmplat au clacat la niște întrebări destul de simple. Dar da, pe dumneavoastră nu vă simt emoționat. Da. Ba da, am o anumită emoție, pentru că emoția inerentă concursului și în direct noastră. O duceți bine. Da. Da, o duc bine, dar totuși vreau să mă opresc. Nu merg mai departe. Dar oricum o să vă arătăm care este ultima întrebare. Eu vă spun, da. Și o să vă invităm să și răspundeți. Păi nu, asta ca să vă demonstrăm că sigur că emoțiile sunt altfel în afara concursului. Da. Aici aveți dreptate. Da. Și ăla 6 secunde pun presiune pe fiecare participant la dublu sau nimic. Nu contestăm lucrul ăsta. Totuși e de datoria noastră să încercăm să vă convingeți să mergeți mai departe sau să vă opriți uneori, depinde de joc. Da. Ultima încercare din partea noastră, domnul colonel, aveți 400 de euro și un curcan. Vreți să dublați la 800? Da, nu vreau să dublez, vreau să rămân cu ei și și cu el. Dacă cu el, normal, că acela era oricum, practic era gratuit, ca urmare a telefonic. Petre, ai câștigat 400 de euro și curcanul de la Peneș, curcanul în dimineața asta. Cu felicitările noastre, să-i... Doamne ajută, vă mulțumesc. Cheltuiești cu folos? Da, să-i cheltuiești cu folos. Să mâncați cu plăcere curcanul și să vă concentrați să ne dați și nouă răspunsul la a patra întrebare. Atenție, în afara concursului. Da. Hai, Petre, să vezi cum ai pierdut 400 de euro. Da. Nu-mi pare rău. Să vezi ce simplu era pentru tine. Pentru alții poate n-ar fi fost așa simplu, dar pentru tine, la cum te-ai prezentat până aici, e clar că ar fi fost la îndemână. Da. Ce imperiu sud-american, cu centrul pe teritoriul actualului stat Peru, a fost cucerit de conquistadorii spanioli în secolul al XVI-lea? Imperiul Inca, Incaș. Na, ai văzut? Hai, două secunde. Deci eu unu. Eu, Luca, de câte ori am spus unui concurent să meargă la ultima întrebare, a știut răspunsul. De fiecare dată. Serios? Da, nu. Îmi pare, mă bucur că am știut. E, n-are nimic. Mă bucur și pentru ce am câștigat. Deci nu-mi pare rău. Foarte bine. Foarte bine ai procedat. Da. Petre, e cel mai bine atunci când simți că e cazul să te retragi, să o faci. Acum... Și încă un sfat. Omul, în general, să se mulțumească în momentul cu ce are în buzunar și cu ce a primit de la Dumnezeu, părerea mea. Pentru că cineva e deasupra noastră și... Acum, banii ăștia nu sunt de la Dumnezeu, sunt de la Europa FM și curcanul e de la Peneș. Sunt de la dumneavoastră, așa e. Dar m-a ajutat să mă pot concentra și să dau răspunsurile care... Sigur, erau necesare. Sigur. Felicitări! Bravo! Bine. Felicitări, ai un curcan de 15 kg de la Peneș, curcanul. Nu uitați să alegeți să consumați carne de curcan românesc și să verificați originea pe etichetă de fiecare dată. Felicitări, Petre, încă o dată! Bravo! Deșteptarea! Turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.